Bine te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi am hotărât să acordăm mai multă atenție exprimării însușirilor. Vom discuta despre adjectiv. Vom începe printr-un exercițiu simplu, în care vom asocia substantivelor de mai jos câte o însușire, câte o trăsătură. Avem 5 substantive. Vei primi din partea mea câteva sugestii de rezolvare, apoi vei face singur sau vei găsi singur însușirile potrivite. Fata poate să fie frumoasă, casele pot fi zugrăvite, mama iubitoare, pădurile dese, iar busuiocul poate fi parfumat. E rândul tău să găsești și alte însușiri. E important să reții că acele cuvinte care arată însușirea unui obiect, a unui substantiv, se numesc adjective. Adjectivul este o parte de vorbire flexibilă, adică o parte de vorbire care își schimbă forma. Următorul exercițiu îți propune să alegi varianta corectă. Ai substantivul femeie și adjectivele harnic, harnică, harnice, șosete rupt, ruptă, rupte, muncă cinstit, cinstită, cinstiți, ouă roșu, roșii și roși. Cred că acest exercițiu nu ți-a pus prea multe probleme. Poți însă să verifici dacă ai rezolvat corect. Completând tabelul următor, vei obține forme diferite ale adjectivelor pentru masculin singular, feminin singular, masculin plural și feminin plural. Pentru adjectivele frumos, curat, mic, albastru și cum se cade. Pentru a te verifica, poți folosi tabelul dat de mine. Cu siguranță ai observat că majoritatea adjectivelor și-au schimbat forma în funcție de gen și număr, dar sunt și adjective care nu își schimbă forma. Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat. Adjectivele pot fi clasificate în variabile și invariabile. Variabile cu două terminații, de exemplu bun, bună, frumos, frumoasă, cu o terminație, verde, mare. Cele invariabile sunt adjectivele care nu își schimbă forma, precum gri, cum se cade, eficace, bordo, vernil. Pentru a exersa, vom nota adjectivele din enunțul dat, grupându-le conform cerinței de mai jos, în adjective variabile și adjective invariabile. Adjectivele variabile sunt frumoasă, harnică, ascultătoare, bune, meritate. Iar adjectivul cum se cade este invariabil, adică nu își schimbă forma. În cele ce urmează, vom stabili dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false. În enunțul Andre este un coleg muncitor, adjectivul este muncitor. Adjectivul muncitor este invariabil, acest enunț este fals, adjectivul muncitor își schimbă forma. Adjectivele gri, maro, cum se cade, sunt însă cu adevărat invariabile. Felicitări! Ai ajuns la finalul acestei activități. Te-ai descurcat minunat!